Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod extraordinar, pentru că astăzi o să facem schimb de vieți cu ai mei cățeluși. E bine, eu am doi căței, pe Alma și pe Shazi, le știți foarte bine, am două fetițe nebune, iar eu m-am gândit să facem schimb de vieți cu ele. Adică eu o să trebuiască să fac schimb de vieți cu ele și ele fac ce fac eu în rutina mea de zi cu zi și eu o să fac ce fac ele în fiecare zi. Mă rog, înțelegeți voi. Așa că dați un mare like la acest video, distribuiți mai departe și urmăriți-mă pe Instagram dacă vreți să vedeți mai multe nebunii. Aveți totul în descriere. Dar înainte de toate, știți cum sunt eu nebunit după unboxing-uri și după review-uri și îmi place foarte mult să fac unboxing-uri. Ei bine, am pregătit surpriză pentru voi. Așa că o să facem un mic unboxing. Am aici cutia. Hai să vedem. Boom! Avem și o plăsuță aici. Bestwatch.ro. Cu noi timpul trece mai frumos. Wow! Acolo ceva. Este un ceas original de la Fossil. Și credeți-mă că nu am avut în viața mea un ceas mai frumos decât acesta. Și este un ceas casual sport. Are un mecanism quartz, foarte rezistent la apă, chiar dacă vrei să înoți, de exemplu, sub 100 de metri, este foarte rezistent. Are o garanție de 2 ani, carcasa este din oțel inoxidabil, cureaua de asemenea este oțel inoxidabil, de asemenea are data, cronometru, un cronograf și un tahometru. Dacă știți ce sunt acelea, aveți toate specificațiile în descriere de pe bestwatch.ro. De asemenea, v-am lăsat și un cod de reducere pentru cei interesați să cumpere, așa că eu sper să vă bucure acest lucru. Am încercat să fac și un mic cadou pentru voi, să vă ofer un cod de reducere, așa că hai să vedem. Bum! Perfect! Așa că dacă vreți mai multe specificații, aveți totul în descriere și bineînțeles, aștept și părerea voastră despre aceste ceasuri în descriere. Ok, hai să trecem și noi la challenge. V-am explicat despre ce este vorba, așa că hai să vedem ce fac cățelușele mele și ce o să fac eu în locul lor. Având în vedere că Shazi mănâncă de fiecare dată pe jos sau câteodată chiar și în pat, așa că o să încerc și eu de data asta să mănânc pe jos. Și după cum puteți vedea, uitați unde mănâncă ea. Chestia asta este, se cheamă rodeo și se mănâncă doar de căței. Și pe pute îngrozitor. Hai să văd și eu ce gust are. Hai că vrea ceva. Mamă, nu pot să mănânc. E mâncare de câine asta. Ok. Hai să trecem la următoarea, că nu mai pot. Băi, mai greu decât pare, credeți-mă pe cuvânt. Adică uitați-vă la mine și uitați-vă la ea. A? Ia spune, cine credeți că duce o viață mai bună? Iar eu trebuie să dorm pe jos acum, că doar na. Bineînțeles, ea mai doarme și pe jos și, și prin pat, depinde acum cât de caldă este. De exemplu, vara doarme mai mult pe jos pentru că este cald. Iar iarna doarme în pat chiar și sub plapumă. Te simți bine acolo, nu? Te simți bine, o duci bine. Nu cred că aș putea să dorm aici. Dar nu. Măcar am încercat. Hai să trecem la următoarea. De fiecare dată când eu mă joc la calculator sau am treabă sau ceva de genul, filmez la calculator, ei bine, am pus-o pe ea în locul meu să stea la calculator și să se joace, iar eu o să trebuiască să mă joc cum se juca ea. Ea de obicei îmi roade papucii, fuge cu ei prin casă, îi distruge, îi mănâncă și așa mai departe. Ea mănâncă absolut tot ce prinde prin casa asta, credeți-mă din tot sufletul. Așa că, ok, o să mă joc și eu cu un papuc să văd cât de distractiv e. Au, mi-am spart dinții! Și după aceea, nu știu de ce, dar îi place să facă chestia asta.
Mamă, cât de cringe e asta, jur pe viața mea. Băi, e distractiv, nu știu ce să zic de chestia asta. Ok, ne-am jucat și cu papucul, hai să vedem ce mai facem. Câteodată mai stau și mai citesc, deci o să o punem pe Alma să citească. Iar eu acum o să trebuiască să fac ce făcea Alma și Shazi. Nu știu de ce face chestia asta, dar îi place foarte mult. Dacă aveți și voi un câine care face exact la fel, dați momentul acesta un like. Și dacă trebuie să faceți curățenie după el de fiecare dată, mai dați încă un like. Și da, aceasta este mizeria pe care eu o curăț de fiecare dată. Ei bine, Alma, dacă vezi acest video, tu faci curățenie. M-am gândit la o chestie și mi s-a părut că a fi câine este un mare avantaj. În momentul în care eu stau pe telefon, Alma și Shazi, ei bine, ele fac sport. Mai exact, aleargă de jur împrejurul casei și prin casă și peste tot și fac mișcare. Ei bine, eu o să fac chestia asta, iar Alma o să stea pe telefon. Alma! Filmez acum. Nu fac chestii indecente. Apropo, un follow pe Instagram în momentul ăsta. Nu v-am zis, v-a zis-o Alma. Iar acum o să vedem plusul pe care l-au căței de fiecare dată când noi facem ceva static, ca să zic așa, adică nu facem nimic, stăm pur și simplu pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube și na, pierdem timpul. Așa că eu, în momentul în care iau să stea pe telefon, hai să vedem ce fac căței. Uite, exact asta fac. Fuge de colo-colo. Uai, m-am mințit. Mamă, ce mi se învârte camera cu mine, nu știu cum de ele nu amețesc de fiecare dată când fac chestia asta. Și bine, mai au obiceiul ăla să se învârtă în jurul cozii, dar numai că am amețit de mori. Deci da, uitați un avantaj de a fi câine. În loc să stați pe telefon și pe toate rețelele de socializare, ei bine, faceți mișcare, alergați. Mai lăsați telefoanele și alergați în jurul cozii, cum se zice. Adică faceți mișcare. Uite, în momentul ăsta îmi doresc să fiu câine. Hai să mergem la următor. Un obicei foarte interesant pe care le are Alma, sau Shazi, este modul lor de a se spăla. După cum bine știți, ele se spală singure. Așa că o să o las pe Alma să se ducă la baie. A venit Alma. Ce mai vrei și tu să te speli? Perfect, iar eu o să trebuiască să mă spăl singur. Bine că ele se bling peste tot, pe sub picioare, înțelegeți voi. Băi, ciudar, trebuie să mă spăl și pe picioare, că doar nu m-am spălat azi, na, ce să zic. Aleu, dar cât apăr, bă, îmi vă închipuiți că... Doamne, iartă-mă pentru asta! Ah, nu cred că o să mai fac în viața mea challenge-ul ăsta. Și o ultima chestie pe care ele o fac este modul lor de a se duce la baie, la toaletă mai exact. După cum bine știți, ele fac pe un preș pe care noi îi le punem și fac treburile lor pe un preș. Așa că ea o să se ducă acum la baie. Iar acum a venit rândul meu ca eu să fac pe acest preș unde Alma și Shazi își fac nevoile, dar că din păcate sunt întrerupt de Shazi care se joacă cu papucul aici. Exact ce ziceam. Auto ce s-a trebuit. Da, exact ce ziceam mai devreme. Deci asta înseamnă că Shazi și-a revenit la normal și eu mi-am revenit la normal și nu mai trebuie să fac nevoile pe acest preș mirific. Cum e să te simți câine din nou? Shazi este aici, imediat vine și Alma. Și le avem pe amândouă aici. Nu prea se plac una pe alta. Deci vreau să spuneți acum cum v-ați simțit voi să fiți în pielea mea. Bineînțeles, Alma nu prea îi place camera. Shazi la fel nu prea mă place. Ăsta a fost challenge-ul. Și nu cred că aș vrea să fac treaba pe preș acolo. Adică vă închipuiți că nu cred că vroia să vedeți așa ceva. Așa că acesta a fost challenge-ul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați un mare like, să distribuiți acest video mai departe și să mă urmăriți pe Instagram. Okay. Da, se pare că ne-am revenit la normal. Sunt om, Alma e aici lângă noi. Așa că dacă mai
vreți astfel de challenge-uri, puteți să scrieți în comentarii ideile și sugestiile voastre și noi o să încercăm să le reproducem. Așa că acest video să ajungă la 30.000 de like-uri. Eu vă mulțumesc încă o dată și ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!